Actualul președinte al țării, Maia Sandu, a acumulat cele mai multe voturi la un scrutin prezidențial, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Republican Internațional. Aceasta este urmată de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, și președintele partidului nostru, Renato Usatăi. Cercetarea sociologică a fost însă realizată înainte ca Igor Dodon să anunțe că formațiunea sa va susține o candidatură apartinică, adică pe cea a fostului procuror general Alexandru Stoianoglo. Potrivit sondajului, pentru Maia Sandu ar vota 34% dintre moldoveni, aproape de două ori mai puțin, și ar oferi votul pentru liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, iar președintele partidului nostru, Renato Usatăi, și liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, PDCM, Ion Chicu, ar aduna câte 5% din voturile moldovenilor. De asemenea, Maia Sandu se bucură în continuare de cea mai mare încredere a moldovenilor, adică puțin peste 30% dintre aceștia. Președintele Republicii Moldova este urmat în topul încrederii de fostul șef de stat Igor Dodon, oligarhul fugar Ilan Șor și edilul capitalei Ion Ceban, care este și liderul MAN. Aceștia înregistrează o cifră care variază între 5 și 16%. În ceea ce privește un eventual scrutin parlamentar, cele mai multe voturi, 30%, le-ar obține Partidul Acțiune și Solidaritate. PAS este urmat în sondaj de PSRM, blocul oligarhului fugar Ilan Șor și PDCM. Alte formațiuni, cum ar fi Partidul Nostru, Mișcarea Alternativă Națională, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal Democrat din Moldova, nu vor accede în legislativ, înregistrând între 1 și 4% dintre sufragii, relevă aceeași cercetare sociologică. Sondajul IRI, realizat în perioada 23-13 iunie pe un eșantion de 1225 de respondenți, are o marjă de eroare de plus-minus 2,8%.